Facebook-ul București FM, suntem și la radio, suntem și online, suntem peste tot și vorbim din nou despre Eurovision. Cu finaliștii. Cu finaliștii, da. Bună dimineața, Dia. Bună dimineața. Neața, neața. Bună dimineața, domnul Lucian Colareza. Bună dimineața, bună dimineața. Pe Colareza sau Coloreța? Colareza. Colareza. Da, dacă vrei tu ești Colareza. Este ăla lor. Uite, în spaniolă se zice Lucian Colareza. 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 Da, cum vrei tu, important e să... Tot cu spaniola? Serpisor. Tot cu spaniola. Tot cu spaniola? Toată viața. Toată viața? Da, el, de când îl știu, cântă numai muzică latinoamericană. Dacă s-a pus eticheta de Latino Lover, aia e. Nu neapărat, nu neapărat, nu neapărat. Nu? Adică... Știi cum e? Eu asta am simțit să fac. Pur și simplu, a fost o nebunie. Acum vreo 12 ani am plecat în vacanță la unchii mei în Barcelona. Okay. Și am descoperit genul ăsta muzical. Eu cântam dinainte. Atunci era Bisbal pe val. Am descoperit și acum e. Da. Uite cine știe, vezi? Și am descoperit genul ăsta muzical. M-am îndrăgostit de el și de atunci numai asta fac. Numai asta... N-a fost ușor, să știi, n-a fost ușor. Adică mi-a luat un pic până să intru și să-mi pun amprenta cu chestia asta. Dar acum e ok, fac ce iubesc, fac ce simt și știu că asta trebuie să fac. Și cred că asta e cel mai important, să fii fericit. Pe Dia o știm și pe ea, mai fost pe la noi de cam multe ori, da, dacă da, mai aduc da, aminte, da, 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 într-o perioadă. De mică, de la 6-7 anișori, la Radio Vacanța. A, da, da, ai venit și atunci. Ai venit și acum, la... recent, aici la București FM. Da, exact. Dar nu te-am exact, mai văzut de vreo 2 ani, ce s-a întâmplat cu tine? Sunt implicată în câteva proiecte drăguțe și tot sunt pe fugă așa, tot dintr-o parte în alta. E bine, te-ai reimplicat și în al nostru. Acum, uite, da, am venit acum cu Lucian cu proiectul Eurovision și... Deci noi doi ne-am cunoscut la... Oho, la mare, nu? Da, noi doi ne-am cunoscut la mare, vezi? Ce, mare, da, la mare, de... la mare unește oamenii. La mare, la Radio Vacanța. Dacă îi pun întrebare, lui Coloreza, unde ne-am cunoscut noi doi? La mare, la Radio Vacanță. Băi, unde ne-a cunoscut noi doi, Răzvan? La mare, la Radio Vacanță. Nu, serios, deci adică e incredibil. Să facem și o emisiune, o ediție specială. La mare, la Radio, la Radio Vacanță. Vacanță. Da, mai la vară, mai la vară, mai la vară. Ai dispărut de vreo 2 ani, ce s-a întâmplat cu tine, Dia? Păi nu am dispărut, dacă n-ai mai trecut pe la mine pe aici. Bine, n-am trecut la tine, dar nu am dispărut. Am un proiect și cu Nick de la NND, am avut un turneu în toată țara. Așa. Ce face Nick de la NND? Ce mai face? Exact. Da. Da. A slăbit foarte tare, în primul rând fizic. Iubește. Da, da, exact, exact. Și am avut așa un turneu național care a cuprins multe orașe din țară și cluburi cu proiectul NND. NND face 20 de ani. I-a spus la mulți ani Deli azi, ca zi ziua Deli, să-i reamintești un Nick să nu uite. Cu siguranță, cu siguranță. Așa, așa. Au vorbit, da. Și evenimente în toată țara. Și uite acum cu Eurovisionul suntem super prinși și ne bucurăm tare că suntem în finală. Dar cum v-ați prins voi doi în hora asta? Ce a fost o... Nici nu ne-am așteptat. Adică eu știam de ea, da. Ea știa de mine. Dar cine a avut ideea? Compozitorul din Barcelona împreună cu ea. Aha, da, deci practic... tu de fapt. Eu am ajuns ultimul, cum se spune, și am fost ca și cum... Cireașa de pe tort. Mă, care a fost chestia? Compozitorul piesei, Serhii Gascon, mi-a trimis un mail cu un demo, cu un demo al acestei piese. Și după aia mi-a dat așa, nu știu, niște nume de băieți. Mamă, și-am văzut Lucian Colareza. Și știam așa. Și ce-am făcut? Am intrat pe pagina de Facebook repede să văd. Eu îl știam pe Lucian de ani buni, dar nu ne-am întâlnit niciodată. Și am intrat pe pagina lui de Facebook. Ia să văd ce face gata. Băiatul ăsta. Băiatul ăsta e. Da, numai că ce s-a întâmplat. Eu când am primit piesa, nu mi-a plăcut inițial. Adică nu că nu mi-a plăcut. Nu, e foarte frumoasă, numai că era în engleză toată. Da. Și am zis, băi, e ok, dar aș vrea, dacă se poate, să mă lași să fac eu partea mea în limba spaniolă, știi? Și să fac versurile, să schimb un pic linia melodică, altfel nu mă bacă, nu mă reprezintă s-a foarte mult. S-a aduce puțin vibe la și a zis, așa. El a vorbit cu Dia, Serhii îl cheamă, Serhii Gascon, compozitorul, și a acceptat, mi-a zis, hai, joacă-te un pic, am jucat, eu am lucrat cu Dani Maso, cred că ți-am povestit de el acum câțiva ani. E un columbian care locuiește tot în Constanța. Am lucrat un pic la versuri. Toată lumea din Constanța. La mare. Și v-ați cunoscut unde? La mare? La Radio Vacanță? La TV Neptune am cunoscut. Ah, super. Tot pe acolo. Da. Tot pe Malul Mării. Era o emisiune acum vreo 5 ani, nu mai știu. Da. Și am făcut versurile. I-a plăcut lui Serhii varianta mea. Ne-am întâlnit, dar foarte repede s-a întâmplat totul. Ne-am întâlnit la București, la Alin Radu. Da. La producătorul care a lucrat la piesă. Am tras
vocea, tot. După a fost foarte repede, am trimis-o la TVR, da. Și când pe eu eram în Spania, plecat, pe 20 îmi scrie Dia. Ai văzut? Ce? Mamă, Luciane, am fost selectați. Suntem în semifinală. Va, super, și a început nebuneala după aia. Și a început o nebuneală totală, ați fost în prima semifinală. De ce v-a fost cel mai teamă în prima semifinală? De ce v-ați temut cel mai mult? Pentru că am văzut în sală și am văzut mai mult temerea lui decât a ta. Dar cred că era... Mai mult a ei a fost, crede-mă. Pe de altă parte. Mai mult a ei să nu rămână deci fără el. Eu am fost la un pas să ce s-a întâmplat? O dezamăgesc pe ea, știi? Bine, de fapt nu era o chestie intenționată, a fost o problemă de sănătate. Am ajuns de la mare la Iași, știi, diferența de temperatură. Da, ți-am să nu bei rece la mare. Nu, în primul rând trebuie să se îmbrace bine. A, da. De ce? Cum umbli tu? Uite, am un plovăr. Deci, cădeau copacii pe București în ziua aia și el umbla în tricou. Tricou și geacă. Da. Adevărul e că atunci când sunt minus 20 de grade afară și eu mă îmbrac la fel și atunci când sunt 15 la mânecă lungă. Da, iată. Se vede că sunt de la Constanța. Voi constanțenii aveți un stil fashion așa atipic. Da, și am fost la un pas să nu urc pe scenă. Am vrut să mă retrag, deoarece nu puteam să vorbesc. Nu că nu puteam să cânt, nu puteam să vorbesc. Închipesc că era un Lucian care vorbea așa. Okay. Și cu o noapte înainte, Dia, nu știu ce să zic, nu știu cum să face. Nu, era un... Fii atent, Dia, nu știu ce să zic. Suna ca o despărțire. Uite, Dia, nu știu cum să-ți spun. Da. Și ea are, fiind din Iași, are foarte multe cunoștințe acolo. A venit cineva la hotel care mi-a făcut o perfuzie și m-a pus un pic pe picioare. Deci a fost o situație gravă, n-a fost un ceiuț. N-a fost un ceiuț sau o gripă normală. Ok. Și... așa vreo Dumnezeu, am urcat pe scenă, n-am fost eu 100%, dar uite că am ajuns în finală. Mă, dacă tu, nefiind 100%, ai reușit să te califici în final, mă rog, voi împreună, noi, să vă vedem la 100%. Da, acum exact, săptămâna viitoare o să fiu 100%. Tu să ai grijă. Nu, eu am avut o săptămână înainte, am avut gripa aia, deci m-a prins și pe mine, febră 39. Super. Deci, a fost așa. Da, așa se întâmplă de obicei, da. Mereu. Plus, când ce piesă v-a plăcut cel mai mult din, sau ce prestație v-a plăcut cel mai mult din semifinala în care ați fost voi, în cea de la Iași? Mie mi-a plăcut foarte mult și Steam. Uh-huh. Foarte mult, cei care nu penultimii, s-au calificat. Da, mi-a plăcut mult. Băieții cu acordeoanele, cu tobele, cu... Da, mi-a plăcut. Și ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut momentul lor ca și... nu știu cum să explic. Vibe, vizual, energie, vibe, ca show. Așa, ca show. Și mi-a plăcut și show-ul lui Bela. Mie mi s-a părut un remake al... sau, mă rog, o reeditare a piesei Zaleila. Nu m-a surprins foarte tare. Un acordeon. Da. Oricum, ai văzut că au fost multe momente diferite. Între cei... mi se pare că am fost 11, nu? Parcă, 11, da. Ai văzut că n-a fost nimic la fel sau să se asemene ca și moment. Au fost... Fiecare a venit cu ceva total diferit. Și mi-a plăcut că a fost diversitate, știi? Eu dacă o ținem așa în ritmul ăsta cu retragerile astea, tare mă tem că în finală o să fiți competitor tu contra ei. Da, înțeleg, e adevărat, e doar o bârfă, voi știți mai mult. Deci Mihai Trăisariu s-a retras de la selecția națională Eurovision, a scris în Belarus și s-a retras și de acolo. Din aceeași problemă de sănătate pe care am avut-o și eu, tot cu o gripă senzațională. Mm-hmm. Deci s-a retras și de acolo. Da, pentru că și el, ce să vezi, stă tot la Constanța și și la tricou. Și umblă tricou. O, da. Dumnezeule. Eu zic să ascultăm piesa asta, Without You. Cum se numește până la urmă? Without You sau Sinti? Și. În ambele variante. Dacă vrei să spui în engleză Without You, în spaniolă Sinti. Aha, Without You. Și în română Sinti. Fără tine. Da, Dia și Lucian Colareza. Ascultăm acum pe 98.3, piesă care a intrat în finala de pe 17 februarie, de aici din București, de la Sala Polivalentă, cred că acolo o să fie până la urmă. O să vedem. Și să mai spun ceva legat de Sala Polivalentă după. Da, vreau să vorbim despre show-ul de aici, dar după ce ascultăm piesa. Without You, Sinti, Dia și Lucian Colareza. Finaliștii de la Eurovision sunt aici pe 98.3 FM. Me equivoqué, yo sé que fallé más de una vez, más de una vez. Estaba tan ciego, te pido perdón. Quiero entregarte todo el corazón. Sí.
sol en cada momento. Tú eres mi pasión. Bună dimineața, București pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Finaliștii Eurovision sunt aici în dimineața asta. Vorbim cu Lucian Colareza și cu Dia, Diana Prepeliță. Încă ești Prepeliță, nu? Da. Așa. Oh, ți-a plăcut? Da. Nu, aveți și noi un... Da, știi cum e, cred că o să fiu toată viața, că toată lumea mă știe drept domnișoara Prepeliță, știi, Diana? O să fii Dia ca și artistă. Avem și noi un coleg care vine acum la, vine acum la 11, pe el îl cheamă Vrabie. Da, dacă vreți... Dacă vă facem cunoștință... Da. Mai repetați și limba păsărească. Da, dacă mai găsim pe cineva cu vreun nume de ăsta, cred că transformăm studioul ăsta în cuib. Mă uitam la Dia, că fredona partea lui Lucian, așa, când era partea în spaniolă. Poți să ne cânti tu partea în spaniolă și tu partea în engleză? Ați făcut treaba asta? Nu, sincer. Nu am făcut treaba asta. Fiecare știe parte, că eu nu știu versurile lui, el nu știe versurile mele, fiecare cu partea lui. Dacă o fi ceva, adică să ne ajutăm... Da, dacă mai am eu vreo gripă, trebuie să cânti tu spaniolă. Asta zic, adică să... Asta care e întrebarea mea, că auzeam așa cu urechea dreaptă. Am început să aud cu urechea dreaptă, e un semn bun, după 2 jumate. Nu mai aude mare, e și marea din ureche, acum aude... Am auzit așa, încet, cu urechea dreaptă, că vă șușotează tot felul de bârfe și cancanuri, că se spun tot felul de neadevăruri și că a scris, a spus, a vorbit, s-a șușotit. Da, cu grupuri, cu Eurovision. Da, cu grupuri, cu Eurovision. Cred că cel mai mare neadevăr care s-a spus vreodată despre fiecare în parte sau despre amândoi împreună. Wow. Sau despre piesă. Stai să mă gândesc. Da, dacă tu suntem acum aici împreună și vorbim despre piesă, îți dai seama că înainte de final, de semifinală, erau mulți pe grupurile acestei Eurovision, da, pe care eu am ieșit, nu mai suport. Sunt tot felul de nebunii, tot felul de presupuneri, pardon. În mare parte negative. Nu, da, ne-au subestimat, sincer. Și unii ne-au subestimat și apoi după semifinală, toată lumea, super, ne-am așteptat, ce tare, vă susținem, a fost un moment senzațional. Și chiar Dia spunea, ce ai zis că s-a publicat, că ce am creat pe scenă? Da, am creat așa o, nu știu, toate lucrurile. Spune cuvântul. Aproape un orgasm pe scenă. Asta a fost cuvântul că ați creat. Bă, da, așa a fost. Nu, a fost un moment, cred că a fost cel mai romantic moment din toată semifinala. Deci, parcă ascultam Celine Dion cu Beauty and the Beast. Da. Nu, dacă am reușit să creionăm această chimie pe scenă, înseamnă că am reușit să transmitem. Hai, ziceți-o pe aia dreaptă, v-au și cuplat, probabil. Nu, asta n-ați auzit-o? Nu, că acum totul e digital, nu mai e, cu plajul nu mai e. N-am auzit. Nu, dar încă. Cu uitați-vă unul la altul, mai ales și la filmări, uitați-vă unul la celălalt. Da, e normal, trebuie să se creeze, e un duet și trebuia și fată melodie de dragoste. Din tot ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat și v-ar fi plăcut să se întâmple, mă refer acum la organizare, la tot ce a fost în prima semifinală, la repetiții, la... tot ce s-a întâmplat la televiziune, la alte televiziuni, nu numai la TVR, la radiouri, pe piață, de când sunteți voi în selecția națională Eurovision, ce v-ar plăcea să se schimbe în finală? Organizarea. Nu, glumesc. A fost totul ok, numai că eu cred, noi ca și artiști, la un asemenea eveniment, avem puțin mai mult
nevoie de timp, știi? Să repetăm în sistemul acesta. Poate nu trebuie doar sâmbătă sau duminică direct. Totul să avem cu vreo două zile înainte, să fim, să fie, să nu fie chiar așa să din scurt, știi? Fugă, e o presiune foarte mare și dacă nu ești tare pe psihic... Da, dar asta demonstrează, adică trebuie să te comporți profi, da, trebuie să te concentrezi și să te adaptezi la toate situațiile. Dar merge un simplu. Ne bucură foarte tare că discutăm toate treburile astea, pentru că lumea de acasă trebuie să înțeleagă că voi nu... Lumea nu știe ce să... Lumea vede doar produsul final. Exact, în 3 minute trebuie să arăți tot. Dar și să demonstrezi. Dar în spatele acestor 3 minute e vorba de foarte multă muncă, ore, drumuri. De-aia suflecăm noi Eurovisionul aici pe toate fețele și discutăm liber cu artiștii despre probleme, dacă există, sau despre avantajele și buna organizare. Eu una peste alta, e o experiență frumoasă, să știi, și unică. Pentru mine cel puțin e pentru prima dată și... Nu aveam un gând așa să particip într-o zi, dar nu era foarte, foarte concret, știi? Wow, îmi doresc din suflet să merg la Eurovision. Și știi cum e? Atunci când nu te aștepți, da, se întâmplă lucrurile. Vine cineva și te trage de mânecă scurtă. Da, hai, trezește-te, hai să mergem la Eurovision. Și se schimbă povestea aia, chimia aia pe care ați creat-o la Iași pentru finală. Moment. Da, și moment, exact. Cred că o să fie mai ceva de atât. Exact. O să fie partea de dans un pic mai specială. S-ar putea să avem încă un cuplu în spatele nostru de dansatori. Nu mai spune tu așa. S-ar putea. Ei să povestească prin dans ce cântăm noi. Stai liniștită că nu mai are nimeni timp să facă altceva. Da, corect. Da, nu e vorba de asta, da. Îi lăsăm pe oameni să ne vadă pe... Lasă să știe, să aștepte. Lasă să știe oamenii. Așa, deci mai are un cuplu de dansatori în spate, da? S-ar putea, da? Nu mai e. Așa. S-ar putea să fie un cuplu de dansatori care să povestească prin dans ce facem noi prin cântat. Aha, am înțeles. Un adică fel de subtitrare. Subtitrare în dans. Da. Filmut. Am înțeles. Deci aveți avea un moment cel puțin la fel de frumos, de special. Da. Trebuie să fim foarte buni, să ne facem. De fapt, momentul contează cel mai mult pentru noi. Să ne simțim bine pe scenă, să dăm tot ce avem mai bun. Adică nu avem niciun fel de presiune. Noi trebuie să fim ok. Știi cum sunt, cum sunt colegii înainte de bac, de examen, așa? Mai vorbesc cu ceilalți colegi. Băi, tu ce faci? Tu ești pregătit? Ați mai vorbit cu cei care participă? Da, ne știm. Cel puțin eu mă știu cu mulți dintre ei de ani de zile. Adică ne-am și întâlnit tot și în febra asta pregătirilor și... Da, bineînțeles. Știi care e chestia? Nu trebuie să gândești momentul ăsta al Eurovisionului ca și cum de momentul ăsta ar depinde cariera ta. Normal. Nu poate gândesc așa. Nu, da, e o experiență. Să știi că pe undeva, într-o mai mică sau o mai mare măsură, s-ar putea ca lucrul ăsta să fie adevărat. Te ajută, este adevărat. Uite, de exemplu, acum 13 ani când am reprezentat România la Eurovision Junior, nu aveam aceeași, adică bine, la 12 ani nu te gândești, adică eram doar să-mi pun costumul de Spider-Man, să fac coreografia, să fie totul frumos. Ai fost și Spider-Man? Da. Unde s-a întâmplat toată distracția? Lasă, la Polivalentă București. Evident. Să vezi coincidență, 13 exact. Cifră cu noroc. Eu zic să faci o casă acolo, că lângă. Da, dacă tot îți place, da. Nu știu, chiar sunt curioasă cum arată scena, ce s-a mai întâmplat. Exact, am tot povestit despre această Eurovision, dar putem să mergem și dincolo de el. Și mă gândesc că dacă tot ați reușit să creați chimia asta între voi pe scenă la Eurovision, reușiți și dincolo de Eurovision. V-ați gândit să continuați colaborarea? Ne-am gândit să facem, după momentul finalei, ne-am gândit să facem în primul rând un clip la piesă. Ok. Și poate... O să lucrăm la o nouă piesă, la o colaborare împreună. Vrem să facem măcar două concerte, unul la Ian Oraș în Iași și unul la Mare, împreună. Frumos. Și presupun că pe parcurs o să ne vină idei noi și să vedem cum decurg lucrurile. Știi că de multe ori se întâmplă lucruri neașteptate care sunt binevenite. Exact, și de la această experiență se nasc alte și alte colaborări și practic e un început și pentru noi doi. Și uite așa se face band-ul. Ai văzut? Urmează și un band. Ai văzut? Concertele au început deja. Încă trei dansatori. Așa. Să-ți spună povestea. Și voi prezentatori. Și noi prezentatori. Asta, mă. Da. Păi. Și unde? La mare. La mare. Acum abia aștept. Eu urăsc frigul. Eu trebuie să spun asta, urăsc frigul. Am o veste foarte proastă pentru tine, înțeleg că astăzi pleci acasă, la Constanța, da, nu? Da. Plecăm, o vine și ea 2-3 zile la mare, facem câteva repetiții pe acolo. Da. Via se duce la Lucian Culoreța acasă. La mare. Scrieți-o pe asta pe grupuri acolo, scrieți-o. Și ninge.
Nu, stai liniștit că ajung eu și vorbesc cu ei. Da, bine, dacă zici tu. Când și-o dai el geaca de piele jos, da, și rămâne în mână că scurtă, se oprește din soare. S-o crezi tu? Păi da, dar nu, uite, apropo de asta, pe grupuri se scrie la un moment dat că Lucian Colarez ar trebui să cânte la Bustul Gol în finala. Da. Eu zic Colarez. Există doar un Dorian Popa în oraș. Pregătește-te. Eu-s varianta puțin mai... Tolofană. Ciabi. Dorian Popa Ciabi. Am înțeles că voi când plecați împreună, ea are trollerul de mână și mai are un bagaj de cală cu haine pentru tine. Nu, no, n-ai să vezi așa ceva. No, cu fulare, cu mănuși, căciuri. Eu sunt cu bagajele personale. Am înțeles. Și ele cu gecuța. În afară de Without You Seen Tea, serios, ce piesă vă place din selecția națională Eurovision? Sigur că vă place cel mai mult piesa voastră. Da, o părere personală. Nu neapărat. Îmi place asta, uite. Mie place absolut orice gen de muzică. Adică, nu știu, cu siguranță cei care au ajuns în semifinale... Există o piesă din semifinala de la Iași care a trecut în finală și n-ar fi trebuit să treacă în opinia ta? Nu te întreb ce, dar există? Nu neapărat. Nu e vorba neapărat de piese. E vorba de prestație, poate. Prestația respectivului artist, care... Eu zic că nu contează doar piesa, e normal, contează și momentul respectiv. Degeaba piesa sună bine dacă live o faci să sune foarte, foarte prost, știi? Dar deci a fost și foarte, foarte prost? A fost o piesă care mie nu mi-a plăcut și cred că nu a meritat să intre în finală. Lia. Nu știu dacă sunt eu în măsură acum. Noi la câte emoții aveam atunci și mai ales când am luat din prima la juriu și n-a mai trebuit să fie cu televotul. Deci nu mai... Dar cum s-a întâmplat? Stai, că trebuie să vă povestesc asta. Nu știu dacă ai fost atent. Da. A venit la fiecare cât un plic. Da, dar nici nu te-ai uitat, am observat. A venit la fiecare cât un plic și la unii scria succes la vot. Și pe plicul lui scria. Și la unii melodie calificată în finală. Nu știu cum, deasupra mea era o lumină. Eu aveam plicul în mână și mă uitam pe acolo prin plic să văd ce o scrie. Și când văd eu acolo, n-am văzut tot ce scria, doar cuvântul finală. Și spun eu ei, ce ți-am zis? Pregătește-te. Ia, vezi că trebuie să pregătim show-ul. Pregătim show-ul pentru finală. Și ea, gata, era deja fericită. Nu mi-e bine scrunt pe scenă. Nu, mai gata, hai că mă liniștesc, mă potolez. Deci pe 17 ne vedem la sala polivalentă. Da. S-a stabilit ordinea de intrare în concurs. Ei sunt axați mult pe semifinala de la Arad și mergeți la Arad sau vă uitați la televizor? Eu cred că o să aleg să mă uit la televizor. Da, mai ales că avem finala de pregătire. Când la Iași, când la Constanța, când la București. Acum avem de făcut repetiții, de pregătit momentul nostru. Gândește-te că noi suntem din orașe diferite și e puțin mai greu, trebuie să ne întâlnim. Tu mai ai școala aia de canto? O mai am, dar numai că nu am mai avut absolut deloc timp de ea. O mai am, dar nu mai canto nimeni. Nu am mai avut timp deloc. Să vezi că știm și noi spaniolă de asta. Da? Să vezi că și noi de aici la București suntem la curent cu ceea ce se întâmplă la Constanța. Da. Deci noi știm tot, absolut. Dar uite că acum poate dacă ai și ceva ajutor, reușiți să... Nu am avut timp, sincer să fiu. Și prioritatea mea e creșterea mea ca și artist și tot ce înseamnă colaborările mele preferitoare la... evenimente, show-uri, concerte, studio. Și atunci când ești băgat în lucrurile astea, nu prea ai timp să mai faci lucruri secundare. E foarte frumos și o să o fac în continuare, dar din păcate nu am timp acum. Am luat o pauză. Pauză luăm și noi până mâine dimineața pe la 6, că gata, uite, se face de 10 în dimineața asta. Mulțumim, Dia. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim, Lucian Colarez. Muchísimas gracias, como se dice en español. Caloro, sudoro, bailando reggaeton. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, în spaniolă se folosește acest F, dar în spaniola sudamericană e un S normal. Adică poți să spui pur și simplu, muchísimas gracias. Gracias. În catalană mai trebuia să zic. Ai cântat cu David Bisbal la sala Palatului în culise, e drept? În culise, da. Ai văzut? Stai să vedem ce se întâmplă acum. Ce se întâmplă acum? Visul, orice vis, devine realitate. Ia zi. Hai, stai. Ia stai că mai am un minut. 10, nu vezi că s-a făcut 10? Stai că mai am un minut. Ia zi. Hai, nu, n-am zis decât atât. Visul, la un moment dat, devine realitate. Stai că nu știu. Și vezi că a zis-o și așa, foarte... A zis-o, ștrângărește așa. Da, de ce? A făcut și cu ochiul, e clar. The Secret. Da. Bine. Bun, bine. Când are Bisbal concertul în România, uite și tu acolo. Că vreo 5 ani. Îl punem pe Colareza pe afiș. Nu are, momentan nu are. Dar vă anunț eu.
În 5 minute de 10 ori România, astăzi nici mai știu de pe unde. De pe undeva, de prin... Iauzi-mă, de la Craiova. Craiova. De la Craiova, Craiova pentru toată țara, de 10 ori România până la 11, când aici, în cuibul Dianei Prepeliță, da, vine domnul Gabie. Așadar, până mâine dimineața la 6 să aveți o zi perfectă și plină de zâmbete. Ba, ba, ba.